Posibil ca peștii să întâmpine ceva probleme în plan sentimental. Ar fi bine să-și analizeze și propria atitudine, nu doar pe altora. Berbecii au parte de împliniri în familie, pot primi vești legate de copii, așadar se anunță o zi minunată pe toate planurile. Taurii vor rămâne și ei surprinși de câtă putere de concentrare vor da dovadă astăzi, iar surprizele pe plan sentimental se vor ține lanț. Gemenii ar fi bine să nu se abată de la drumul lor, indiferent de ce spun ceilalți. Toate răspunsurile se află doar în interiorul lor. Racii sunt într-o dispoziție foarte romantică astăzi. Visează cu ochii deschiși și, ca toți îndrăgostiții, sunt cu capul în nori. Leii știu că o zi fără zâmbete este o zi pierdută, se simt excelent, iar dacă au ceva probleme de sănătate, acestea se vor ameliora. Nativii zodiei Fecioară vor avea o zi agitată, însă în această seară, persoana iubită i-ar putea răsfăța cu o cină romantică. Balanțele se află la răscruce de drumuri și au de făcut alegeri importante, însă este indicat să cântărească bine lucrurile înainte de a lua o decizie. Scorpionii sunt foarte sensibili, e posibil să ascundă o suferință în suflet, iar dacă îi vedeți mai tăcuți, înseamnă că nu vor să vă întristeze cu starea lor. Săgetătorii se vor lovi de o problemă sentimentală mai veche pe care o credeau deja rezolvată, ei bine, ea revine în actualitate. Pentru Capricorni se anunță o zi plină de socializare, sunt foarte relaxați și vor face și pe ceilalți să se deschidă imediat în fața lor. Iar vărsătorii ar face bine să mai renunțe astăzi la încăpățânare, pentru că altfel vor avea parte de o zi presărată cu multe conflicte. Acestea au fost previziunile astăzi.